Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oameni, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci. Dragi prieteni, am anunțat pentru această dată discutarea ultimilor doi pași în ceea ce privește interpretarea. Întrucât aceasta este ultima parte a introducerii generale, aș vrea să facem o succintă recapitulare a ceea ce am prezentat până acum. Dacă vă mai aduceți aminte, am încercat mai întâi să arăt cum că Biblia nu este o carte oarecare, ci este chiar Cuvântul lui Dumnezeu. Acest lucru este demonstrat de câteva aspecte, cum ar fi păstrarea ei de-a lungul secolelor în împrejurări foarte potrivnice, apoi dovezile aduse de arheologie, apoi toate acele dovezi interne, ce constituie mulțimea profețiilor împlinite, care sunt de altfel și o garanție că și acelea care nu s-au împlinit încă vor ajunge la scadență. Nu în ultimul rând, cred că o dovadă foarte puternică că avem de-a face cu un cuvânt divin o constituie mulțimea de vieți schimbate, de puterea ce se revarsă prin această carte, putere care este de fapt autorului ei, Dumnezeu, Creatorul nostru. O dovadă specială o constituie Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care revelează minunăția acestui cuvânt oricui vrea să beneficieze de această intervenție. Toate acestea, dragi prieteni, se constituie în dovezi ce ne arată atât unicitatea acestei cărți, cât și influența deosebită ce o poate avea în viața omului. Am vorbit apoi despre câțiva termeni care au directă legătură cu modul în care a fost scrisă Biblia, dar și cu maniera în care ea comunică cu noi, o carte ce a traversat generațiile. În acest context, am subliniat faptul că Biblia este o revelație, ceea ce înseamnă că Dumnezeu a vorbit prin intermediul ei. Această formulă apare de peste 2500 de ori pe paginile Bibliei. Tot la acest capitol am menționat termenul inspirație. Aceasta are de-a face cu faptul că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă ea a fost scrisă de oameni. Ea este o garanție a revelației lui Dumnezeu. Deși au fost o mulțime de scriitori, Dumnezeu a fost acela care a inspirat nu numai gândurile lor, dar și fiecare cuvânt pe care îl găsim în paginile Bibliei. Aspectele menționate până acum au de-a face mai mult cu modul în care a prins formă Biblia. Atunci când vorbim însă despre iluminare, atingem o zonă care are directă legătură cu noi, cei care trăim la secole distanță de perioada scrierii Bibliei sau în culturi diferite. Poate că v-ați pus întrebarea cum poate fi Biblia relevantă pentru o lume care, evident, este mult diferită de cea în care a fost scrisă. Tocmai aici intervine iluminarea. Iluminarea este acea intervenție a Duhului Sfânt care face cuvântul relevant pentru noi. Este intervenția autorului comunicării, a inițiatorului ei în procesul comunicării cu cei pe care i-a creat și a căror grijă o poartă. Prin această intervenție, mintea noastră capătă dimensiuni necunoscute nouă
inima începe să rezoneze pe frecvențe ce nu ne erau cunoscute până atunci și mintea începe să se întâlnească nu cu mintea unui alt om, ci cu cea a lui Dumnezeu, care are atâtea lucruri minunate să ne arate. Aceasta înseamnă iluminare. Însă toate aceste elemente pot rămâne fără nicio valoare pentru noi dacă nu ne lansăm în acest proces de citire și interpretare a Bibliei. Este procesul în care interacționăm direct cu Cuvântul lui Dumnezeu și descoperim ceea ce ne comunică El. Interpretarea este necesară și este în același timp o caracteristică definitorie pentru modul în care Dumnezeu comunică cu noi oamenii. El dorește să găsească acel teren comun nouă în care putem să ne identificăm cu situații și împrejurări ale căror experiențe nu ne sunt necunoscute. Interpretarea este, deci, în mare măsură, o identificare cu ceea ce comunică Dumnezeu. Sunt însă, așa cum spuneam și la vremea respectivă, anumite lucruri de care trebuie să ținem seama. Acestea ar fi respectarea unității Bibliei, ceea ce înseamnă că nu sunt contradicții în Biblie. Apoi, avem identificarea destinatarului Bibliei. Dragii mei, Biblia nu este destinată și nouă, dar trebuie identificate în mod clar acele situații particulare cu care noi nu ne putem identifica. Sunt anumite aspecte ale Sfintei Scripturi care se adresează anumitor oameni în anumite circumstanțe într-un anumit timp. Circumstanțe care nu sunt reproduse în mod necesar și în zilele noastre și în ceea ce privește viața noastră. Iată de ce este foarte important să identificăm destinatarul acelor împrejurări. Avem apoi un alt aspect de care trebuie să ținem cont și acesta este interpretarea contextuală a Bibliei. Sunt capitole și versete în Biblie, dar acestea nu trebuie să limiteze sau să împiedice interpretarea noastră. Inițial, Biblia nu a fost scrisă sub această formă. De aceea trebuie să studiem atât contextul îndepărtat, cât și cel apropiat al pasajului pe care dorim să-l studiem. O altă preocupare ce trebuie avută în vedere este descoperirea sensului inițial al scrierii. Pentru a ne putea identifica cu o anumită situație, trebuie să ne asigurăm că suntem cât se poate de familiari cu situația inițială. Studiul limbilor originale ale Bibliei este un avantaj extraordinar, dar, recunosc, nu este accesibil tuturor. De aceea cred că consultarea unor traduceri bune este binevenită. O traducere bună este aceea care respectă sensul original al cuvintelor și care nu face concesii doctrinare. Pentru identificarea acestora este bine să consultați persoana avizată. Nu este însă nevoie să faceți investigații amănunțite și de fiecare dată să suspectați sensul pe care îl descoperiți, mai ales dacă acesta nu este foarte ușor de acceptat. Dacă la o simplă citire vă este clar ceea ce vă comunică Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, ascultați cu supunere. Singura sursă consultată în aceste cazuri recomand să fie tot Scriptura, care prin consecvența ei vă va da cea mai bună asigurare cu privire la sensul a ceea ce studiați. Am reluat aceste aspecte, dragi ascultători, ca fiind niște reguli generale ale interpretării, dar, așa cum poate vă amintiți, am descris și câțiva pași practici ce sunt necesari în procesul interpretării. Astfel, am amintit începerea cu rugăciunea studiului. Este o nevoie ce apare din chiar natura materialului pe care îl studiem. Este o cerere pentru intervenția directă a autorului în ceea ce privește interpretarea cuvintelor sale. Avem nevoie apoi să citim Biblia. Este pasul concret pe care îl facem în interpretare. Nu putem face interpretare dacă nu citim. Studierea Bibliei ne aduce mai aproape de descoperirea bogățiilor ei pentru viața fiecărui om care își dorește să o asculte. Meditația este o aprofundare și o întipărire a adevărurilor găsite. Citirea comentariilor despre Biblie este un alt pas în vederea confruntării cu alte experiențe și îmbogățirea pe care o pot aduce acestea. Iată, ne ajungi și la ultima parte a secțiunii introductive. Așa cum promiteam, vă voi prezenta astăzi doi pași care au de-a face în mod direct cu rezultatul final al studiului.
ce facem cu ceea ce descoperim în Biblie? Avem un scop bine determinat atunci când ne propunem să studiem Scriptura? Este acest scop unul bun? Care vor fi rezultatele studiului nostru? Ce va afecta el? Sper să găsim un răspuns la toate aceste întrebări pe măsură ce vom parcurge cei doi pași practici care fac parte din procesul de interpretare. Vă rog să observați că am spus că ei sunt parte a procesului de interpretare. Este nevoie de această clarificare, deoarece ei nu au de-a face cu vreo tehnică a interpretării, dar sunt direct implicați în modul în care acest studiu devine o parte a vieții noastre. Să vedem, deci, despre ce este vorba. Cel de-al șaselea pas în procesul interpretării are de-a face cu ascultarea și supunerea față de Biblie. Pentru înțelegerea Bibliei, ascultarea este esențială. În Sfânta Scriptură, în acest sens, avem un exemplu foarte bun în Avram. Dumnezeu a apărut în viața lui Avram și l-a chemat pe când acesta se afla în cetatea Ur din Caldeea. Apoi a mai apărut și când era deja în Țara Promisă. Atunci când Avram a fugit în Egipt din cauza foametei care era în țară, Dumnezeu n-a mai avut niciun cuvânt pentru el. Abia când Avram s-a întors în țara unde Dumnezeu l-a dusese, Dumnezeu a redeschis dialogul cu el. De ce credeți că s-a întâmplat așa? Părerea mea este că la mijloc este ascultarea. Până când Avram n-a fost pregătit să asculte de Dumnezeu, Dumnezeu n-a putut să încredințeze niciun adevăr nou. Să știți că la fel stau lucrurile și în ceea ce ne privește. Atunci când ascultăm, Dumnezeu ne aduce înainte adevăruri minunate, adevăruri necesare vieților noastre. Chiar Evanghelia, care ne este dată pentru mântuirea sufletelor, este dată cu scopul precis al ascultării. Cel mai mare document care a fost vreodată scris cu privire la Evanghelie este Epistola Apostolului Pavel către Romani. Pavel pune și el această problemă a ascultării vis-a-vis de Biblie și începe cam așa. Prin el am primit harul și apostolia, ca să aducem pentru numele lui la ascultarea credinței pe toate neamurile. Aceste cuvinte se găsesc chiar la începutul epistolei, respectiv versetul 5 din primul capitol al ei. La sfârșitul epistolei, Pavel revine. Dar a fost arătat acum prin scrierile prorocilor și prin porunca Dumnezeului cel veșnic, a fost adusă la cunoștința tuturor neamurilor ca să asculte de credință. Ascultarea de credință sau în credință sunt ultimele cuvinte pe care Pavel le spune în epistola sa. Dar ce se află între aceste cuvinte? El dezvăluie înaintea ochilor noștri ceea ce este Evanghelia. Și aceasta acoperă o secțiune doctrinară foarte importantă. Apoi, continuă cu o secțiune în care trece în revistă datoria noastră, ceea ce avem noi de făcut. Pe parcursul epistolei, însă, se poate des întâlni această temă a ascultării. Ascultarea în credință. Acesta este locul unde au greșit Adam și Eva, dragii mei. Nu numai că ei au ascultat de Satan, care era dușmanul lui Dumnezeu, dar au refuzat să-L asculte pe Dumnezeu. Ascultarea de Dumnezeu este foarte importantă. Trebuie să recunoaștem că Dumnezeu nu va continua să ne reveleze niciun adevăr atâta timp cât noi nu suntem ascultători. Trebuie să ascultăm de Biblie dacă dorim să avem câștig din citirea ei. De asemenea, citirea este foarte importantă pentru că sunt oameni care măsoară creștinismul după cum trăim eu și tu, dragul meu ascultător. Cineva spunea, cel mai bun mod de a apăra Evanghelia este să trăiești într-un mod demn de ea. Acesta este modul în care dovedim că ea este cuvântul lui Dumnezeu. Patru personalități bisericești discutau despre meritele diferitelor traduceri ale Bibliei. Unuia îi plăcea o traducere care avea deja tradiție pentru că folosea o limbă simplă, accesibilă tuturor. Altuia îi plăcea una mai nouă pentru că se apropia de limba originală. Altuia îi plăcea o traducere mai modernă, datorită actualizării limbajului folosit. Cel din urmă era foarte tăcut. Atunci când i s-a cerut părerea, acesta a spus, îmi place mai mult traducerea mamei. Ea a transpus toate adevărurile ei în viață
și este cea mai convingătoare traducere pe care am văzut-o. Poate că vă aduceți aminte de ceea ce le-a scris Pavel corintenilor. Voi sunteți epistola noastră, scrisă cu inimile noastre, cunoscută și citită de toți oamenii. Voi sunteți arătați ca fiind epistola lui Hristos scrisă de noi ca slujitori ai Lui, nu cu cerneale, ci cu Duhul Dumnezeului cel viu. Nu pe niște table de piatră, ci pe niște table care sunt inimi de carne. Cineva spunea următorul lucru. Evanghelia este scrisă cât un capitol pe zi, prin ceea ce faci și ce zici. Oamenii citesc ceea ce aud și văd și cred dacă Evanghelia ta este adevăr. Această mică cimilitură este foarte adevărată. Cât de important este să asculți Evanghelia? Eu cred că creștinismul de astăzi este mult mai mult rănit de cei ce sunt membri ai bisericii decât cei din afara ei. Poate că de aici vine și revolta unora față de biserică. Îmi aduc aminte de ceea ce am văzut scris pe o pancartă. Biserică nu, Hristos da. Desigur, este un protest foarte corect, dar cred că spune ceva despre modul în care ascultăm de Biblie. Un avocat a fost odată întrebat de ce nu vrea să devină și el un creștin. Acesta a răspuns că poate ar fi devenit și el creștin dacă n-ar fi întâlnit atâția care pretindeau acest lucru. Cred că și noi trebuie să ne examinăm viața cu foarte mare atenție și seriozitate. Este atât de important să ascultăm de Cuvântul lui Dumnezeu. După ascultare, ajungem la urmarea firească acestuia. Una din recomandările Scripturii este să transmiți și altora adevărurile ei neprețuite. Deci, nu numai citim Biblia, studiem Biblia sau citim ceea ce au spus alții despre ea, dar și transmitem mai departe. Este un lucru pe care toți ar trebui să-l facem. Acesta nu este un lucru rezervat numai profesioniștilor Scripturii. Nu este un lucru pe care trebuie să-l facă numai preoții, predicatorii, păstorii. Dacă nu împărtășești și altora ceea ce citești, vei ajunge la un punct de saturație în citirea și studierea Scripturii. Nu cred că Dumnezeu dorește sau îngăduie ca cineva să se retragă din rasa umană și să devină o enciclopedie biblică ambulantă, cunoscând totul pe când alții pierd în ignoranță. De aceea, cred că a spus el, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Acest verset se află în Epistola către Evrei, capitolul 10. Domnul Iisus s-a urcat la ceruri, spunând că noi vom fi martori ai Săi. El a spus că trebuie să fim cărturari, cărți de memorat sau enciclopedii. El nu a spus că trebuie să îngropăm cuvântul Său într-o carte. Cineva a spus că educația este un proces în care informația este transferată din caietul de notițe al profesorului în caietul de notițe al studentului, fără să treacă prin mintea vreunuia. Se întâmplă de multe ori la fel și cu adevărul biblic. Nu este nici practicat și nici transmis. Noi am fost chemați să depunem mărturie în fiecare zi a vieții noastre, de aceea trebuie să transmitem mai departe ceea ce ne învață Dumnezeu. Am învățat această lecție pe când eram în seminar. Încă nu absolvisem seminarul și am început deja să lucrez ca păstor într-o biserică. Mai aveam și alți colegi în aceeași situație, studiind și păstorind în același timp. Când a venit vremea examenelor, am descoperit că ne-am descurcat foarte bine în comparație cu restul clasei. Credeți că aceasta era pentru că eram mai deștept? Nu neapărat. Cred că secretul succesului nostru a fost acela că dădeam mai departe ceea ce învățam. Dumnezeu a putut să toarnă noi mult mai mult decât ar fi putut să o facă în alte circumstanțe. Deci, dragi prieteni, transmite mai departe ceea ce descoperi în Cuvântul lui Dumnezeu. Satisfacția ta va fi nu numai că vei contribui la îmbogățirea altora, dar te vei îmbogăți tu însuți cu multele și noile lucruri pe care Dumnezeu ți le va descoperi. Iată-ne, ajungi la finalul secțiunii noastre introductive. Sper că am reușit să stârnesc în dumneavoastră dorința de a vă apropia de Cuvântul lui Dumnezeu pentru a descoperi minunatele bogății pe care Dumnezeu le are pregătite pentru fiecare dintre noi. Recunosc,
Nu vă invit la o incursiune ușoară, dar cred că merită fiecare efort al vostru. Data următoare vom începe să studiem prima carte a Bibliei. Este cartea din care vom afla cum a fost creat acest univers, cum am fost creați noi oamenii, ce a intenționat Dumnezeu să facă cu noi și ce răspuns i-am dat noi oamenii. Vom descoperi acolo nu numai învățături despre origini, dar și despre scopul cu care Dumnezeu ne-a făcut. Să nu uităm să ne rugăm ca Dumnezeu să ilumineze mințile noastre în vederea descoperirii lucrurilor pe care El dorește să ni le comunice. Vă invit, de asemenea, să citiți împreună cu noi pasajele biblice pe care le vom analiza. De asemenea, puteți face notițe. Vă vor fi foarte folositoare. Și, de asemenea, țineți cont de faptul că aceasta este o investiție nu doar pentru viața de acum, ci pentru viața veșnică. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți și să putem ieși îmbogățiți din fiecare întâlnire pe care o vom avea cu Cuvântul lui Dumnezeu. Rămâneți cu har și pace! Sunt
dreptatea ta mă spulberă. Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro. Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.